Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. A apărut modul World Cup în FIFA Ultimate Team. Am păstrat pachetele, avem ce deschide, avem ce discuta. Haideți să vedem. Dar până să ajungem să discutăm, nu uita, te rog frumos, apasă pe butonul de like, dă un subscribe acestui canal și hai să creștem canalul, să facem odată giveaway-ul ăla pe care tot zic că îl facem. Dar am nevoie de ajutorul vostru. Voi sunteți motorul. Voi sunteți motorul canalului. De voi am nevoie. Au apărut cardurile aurii, au apărut FIFA Ultimate Team Hero Moments și avem aici în prim plan pe Forlan, Voller, Lucio, Papin, Mascherano, Carvalho, Yaya Touré, Campos, Ljungberg, Kite, Al Owairan, Kiwel, Park Ji-sung și Crouch. Această promoție este în colaborare cu cei de la Marvel. Arată foarte, foarte bine aceste carduri și am nevoie de un atacant. E tot ce cer, un atacant. Au apărut și aceste Path to the Glory cu creșterea overall-ului depinzând de ce fac echipele naționale în realitate. Au apărut, bineînțeles, și cardurile care îi arată pe Bernardo, Koulibaly, Vinicius, Lukaku, De Jong, Carvajal, Gnabry, Grealish, Milic, Griezmann, Delaney, Araujo, Plata și Oviedo. Și avem și Team of the Week-ul, al optelea Team of the Week, care arată interesant, care arată foarte interesant. Avem un Salah, un Hernandez de la Milan, Diaby, care arată foarte bine, Madison ca și high rated, dar și Trippier. Dacă ar fi avut Trippier pace, ar fi fost insane. Bremer de la Juventus, Schmeichel revine în Team of the Week după foarte, foarte mult timp cu un inform, Icardi vine cu un 81 inform, mai avem o Bonaventura, un Gabriel Magalhaes de la Arsenal. N-arată rău, nu arată rău absolut deloc acest Team of the Week. Este un weekend de jucat. Și am intrat în Ultimate Team și ne pune să alegem o țară de la care vom primi 6 jucători de la World Cup. Este timpul limitat de a juca cu ei. Haideți să vedem ce se întâmplă. 84 ori lower, ca să ne înțelegem. Nici nu știu, să luăm Portugalia, să luăm Argentina, să luăm Brazilia. Cred că mergem pe Brazilia. Hai să mergem pe Brazilia și să vedem ce primim. Weverton. Îl primim pe Weverton. Ok. Astea merg băgate și în swaps. Weverton, Gabriel Jesus, Lucas Paqueta, Rodrigo Richarlison și Bruno Guimaraes. Bă, foarte bun. Sincer, foarte bun. Nu mă pot plânge. Avem 53 de zile de jucat cu ei. Avem un Gabriel Jesus 4-3. Luca Paqueta 5-4. Rodrigo 4-4. Ok, eu zic că am ales țara bună. Am fi putut să ne uităm și pe celelalte țări înainte, să vedem ce am prinde acolo, însă aia e. Noi ne-am dus pe Brazilia. 82 plus. Hai să vedem aici ce prindem. Vlahovic, Ruben Neves, nu mă lasă în pace. Este absolut groaznic. Și am rămas cu 14 pachete plus pachetele de la asta, Division Rivals și Seasons și acest FIFA World Cup Hero Pack Pre-Order. Începem simplu cu un gold pack. Nimic din acesta, nici măcar rar. Mai încercăm unul din asta, să puște un nou puște nimic, stați liniștiți, Argentina un rare. Continuăm.
Da, nu cred că are ce să pice din pachetele astea. Small Prime Gold Player Spec, s-ar putea, ok, avem chestii pe stânga și pe dreapta. Îl avem pe Jimenez de 83, ok, not bad at all. Tot ce sare de 82 este foarte bun pentru SBC-ul. Avem Rare Gold Pack, Rare Player Spec, 2 Player Spec, ok, hai că deschidem pe acesta. Să fie alea forță, pe final, nimic, false. Dăm în Small Prime Gold Player Spec. Hai să vedem. Ok, luminiță stânga dreapta, Brazilia, RV, Rafinha, 23. Ok, not bad at all. Și deja începem să avem pachete tari. Dăm cu un rar gold pack, nu doar cu player. Nimic, luminiță stânga-dreapta, îl avem pe Zaniolo, neinteresant. Mai avem două rare gold pack-uri, ok. Nimic, nici aici, superb, îl avem pe Mignolet. Ok, încă unul, poate al treilea-i cu noroc. Poate al treilea-i cu noroc și vine ce... Ok, luminiță stânga-dreapta, Portugalia, RB. Ricardo Pereira de 83. Bun. Și Ziyech de 83 și Saka de 82. Bă, nu este rău, plus Pioli. Nu este rău absolut deloc și nimic de aici nu se trebuie la SVC. Cred că folosim Aleamov să le punem în tribune. Mergem cu Brazilia, Argentina, Spania 83 plus. Stânga dreapta, Spania. X23, Carlos Soler, incredibil, doamne, și deci pachetele astea au așa iz de pachet bun și când îți dă o scârboșenie din asta de absolut te doare mintea și sufletul. Mergem și pe Franța, Anglia și Germania 83 plus, hai să vedem, francez ar pica foarte bine, luminiță stânga dreapta, ne dă englez, Luvă Grilli, Sancho de 84. Sancho de 84. Bine că nu e duplicate. Și avem Rare Mix Player Spec. Bun. Nimic. Aoleo, avem pe Akanji. Uf. Duplicate, nu așa. Trebuie să facem ceva cu ăștia, să băcăm la un SBC. Fug repede să fac SBC-ul și revin. Am mai făcut repede un SBC și am un Premium Gold Pack aici pe care să-l deschid. Era păcat să-i pierd pe ăștia 4 și am băgat repede într-un SBC de la Marchi. Bun. Nimic din păcate aici, absolut nimic, un italian. Bine. Dăm în acest rar player spec, Hakaman, 12 jucători, 12 rari, trebuie să-mi dai ceva, orice, cât de mic, portughez, cât de... iar Ruben Dias, iar trebuie să fac un SBC-ul pentru că îl mai am și cred că și ăsta e tot untradeable, ok, 88 din acest pachet. Haaland! L-am prins pe Haaland! Doamne, și-l vânam! Voiam să-l am în echipă, voiam neapărat. 4 jucători de la City într-un pachet. Haaland, Stones, Ake și Ruben Dias. Am prins Haaland! Ok. Ne calmăm. Hai să vedem ce facem cu Ruben Dias. Și să lăsăm un pic extazul. Știam eu că o să fie bun acest Modric Team of the Week la ceva și este bun în a-l completa pe Almiron Player of the Month. Aici am reușit să-l bag pe Ruben Dias. L-am băgat pe Ruben Dias și duplicate-ul și ce aveam înainte. Și am făcut și Almironul. Avem 2 jucători noi în primul 11, Almiron și Alancena probabil. Și să vedem
ce vine și ca și să vedem ce vine și din Hero Pack. Sunt foarte curios ce o să prindem. Avem 4x4 Almiron, arată bine, aia balance-ul 74, da, agility bun, pace foarte bun. Mie îmi place cum arată, mie îmi place foarte, foarte tare cum arată. Și continuăm acest minunat pe opening, pentru că am făcut level 1, am mai primit 5 carduri de World Cup. Mexico, îl avem pe Jimenez de 83, nu este răuț, nu este răuț deloc. Werner, Menier, Locker și Naderi, ok, Werner, nice, to be honest, very nice. Bun, Jumbo Premium Gold Pack și Small Gold Players Pack, hai să vedem cu Jumbo Premium Gold Pack ce vine. Nimic. Gosens, ok. Un Small Gold Players Pack. Ce? Raum, super. Știu că mai avem premiile de la Division Rivals și de la Seasons, dar nu mai am răbdare și trebuie să deschid pachetul ăsta. Simt eu așa că trebuie deschis pachetul acum. Și hai să vedem ce ne poate pica. Arată frumos, Argentina, CDN, Mascherano! Mascherano de 89. Cred că e rău deloc. Nu cred că e rău deloc, sincer să fiu. E chiar ok. N-am ce schimbări vin acum la echipă. Schimbări peste schimbări. Hai să dăm și cu preview. Oare pică ceva în preview asta? Nu cred. Nu nimic. Deși e plin. Bă, sunt pline pachetele. Pline pachetele cu jucători maxim. Avem promo packs peste promo packs. Premium Gold Players Pack. Cu garantat 3 peste 80. Peste 80. Avem Prime Gold Players Pack cu 6. Rar, incluzând 1 peste 82 garantat. Avem Nation Foundations, conține 15 gold de la Brazilia, Belgia, Argentina, Franța și Anglia, plus 10 FIFA World Cup Players Pick dintre 2 World Cup Players, totul untradeable. Din păcate, totuși cred că pe ăsta luăm și cred că pe ăsta luăm cu cu FIFA Points, dar vedem, ajungem și la asta. Avem Jumbo Rare Players Pack 24 de iteme, toți jucători, toate gold, toate rare, incluzând 1 peste 84 plus adițional 8 player pick-uri de World Cup și avem pack-ul ăsta de 225.000 conținând 15 rari, toți peste 81, garantați 3 peste 84, un FIFA World Cup Hero Loan, un Path to the Glory Loan și 10 FIFA World Cup pick-uri, însă toate untradeable. Cred că de aici ăsta este decent, și-l putem lua, dar hai să vedem de premiile alea. Avem Rivals Seasons, rank 1, divizia 5 și vom lua, am deschis destule totuși până acum, am putea să luăm, astea untradeable. Și cred că mergem pe untradeable, n-am altă opțiune. Și asta de divizia 5-a, un Jumbo Rare Players Pack și un Prime Gold Players Pack. Și bineînțeles, suntem retrogradați până în divizia a 7-a, pentru că așa e jocul ăsta minunat. Deci, brusc, mai avem o pachete, hai să vedem! Tare aș vrea să mai întea un hero, să mai simt ceva aici. Le luăm pe rând. Jumbo Premium Gold Pack. Untradeable, bă, nimic. Deci așa din start nimic.
cred că este Jota, nici măcar Ricardo Horta, că Jota trebuia să apară. Avem Beggio Milanului, ok, super, blană, bombă, superb. Încă un pachetel tot de acest fel, nimic nici aici nu pot să cred, scoțian. Leno, ok, Tierney, ca să fie aici. Mai avem două rar gold pack-uri, le iau pe astea pentru că nu-s doar jucători aici, ok, avem miliții când ne-a dreapta Spania, CN, super, Luis Alberto de 83, încă un rar gold pack, haidam, ok, luminițe stânga dreapta, ok, avem din nou pe Roberto Firmino și rămânem cu 4 pachete doar gold, 4 pachete doar cu gold, un jumbo rar players, un prime și un jumbo premium gold players. Bă, ceva de aici, un card special, dăm orice card special vrea sufletul tău de aici, nu e nici măcar bord. Dăm cu astea de 24 cu 7, luminițe stânga dreapta, italian, ST, Immobile de 86, ok, decent, at least it's a walkout. Areola, San Maximin, ok, ăsta dacă ar fi venit la început ar fi fost blană bombă. Acum mai este 3000. Dar mă mir că în acest pachet de 24 de iteme n-am niciun duplicate, so I'm glad with that. Și mergem și pe al doilea. Ok, luminițe stânga dreapta, încă nu avem un card special și l-avem pe Zapata, Dumnezeule. Și un jumbo rar player spec, hai să vedem. Oh, Hero! Oh, nice! Campos de 88! Wow, băieții mei! Doi heroes din ăștia gol! Super! Na bun! Sunt mulțumit! În momentul de față sunt mulțumit! A venit pachetul bombă și în spate se mai află și un Schmeichel și un Mendy. Bun. Bun, sunt mulțumit, sunt totalmente mulțumit, nicio problemă. Nice goalkeeper here, my friends, nice goalkeeper. Și pentru că n-am putut să stau liniștit, am făcut și Foot Hero Spec Based-ul. Nu știu, n-am putut să stau locului și... am zis că mai și scap de niște jucători care chiar nu mi-au mulțumit, îl aveam pe Insigne, bă, și nu-mi plăcea absolut deloc. Danciuma au început să joace foarte, foarte prost, având în vedere ce am prins mai înainte, nu mai aveam nevoie de Benacer și de Gosens. Și nu cred că o să treacă foarte mult mai departe Benacer și Gosens, așa că, well, why not, Onana. Bun, mergem mai departe și avem și un Foot Hero Spec. Hai să vedem aici. Mai poate să ne pice ceva incredibil în acest moment? Park Jin-sun. Ok, nu-i rău. Nu este rău. Ok, e jucabil și chiar am unde să-l fac, sincer. Pe Footbin, Park Jin-sun arată cu cele mai multe focuri. Arată unul dintre cei mai buni Foot Hero Based. Este totuși doar un 3 cu 4, n-are prea mult skill moves, dar are agility și balance foarte, foarte bun, stamina 95. Oamenii zic că Park Ji-sung este un jucător foarte bun de Heroes. Ok. We'll see. Și după cum am promis, hai să vedem acest pachetel cu FIFA points, îl luăm. Nimic, absolut nimic. Wow, wow, Tielemans 84. Și astea de aici, îl iau pe cash. Care cred că e englez și bunica sa e... poloneză, s-a dus să joace pentru Polonia, minunat. Mai avem și pe Hazard pe aici, la fond și cu Tavernier, duplicate-uri. Și ultimul pachet din acest promo, tot cu FIFA points.
Hai să vedem Prime God Players Pack. Vine ceva de aici? Nu vine absolut nimic. Messi. Messi. Nu vine nimic și vine Messi. Bun, ok. Hai că s-a meritat. Îl avem pe Messi. Ok, 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 ce să mai zic, mai zic nimic. Și acum cu cine jucăm, cu Almiron sau cu Messi? Hai să vedem ce se află în spate. Ei, și e tradable. Așa ca idee, Messi tradable 90.000. Ești good. Cam asta este recolta pe acest episod. Almiron făcut din SBC, Park Ji-sung prins din Foot Hero Based, Ocampos prins din Jumbo Rare Players Pack, Haaland, Mascherano din pachetul de pre-order și Messi. Eu zic că e bine, eu zic că e foarte bine. Singura chestie e că trebuie să le găsesc la toți loc. Bine, Campos din start, nicio problemă, se intră. Almiron e peste Sterling? Așa pare. Valverde, Marchisio. Avem pe Mascherano acum. Avem și pe Zinchenko aici. Vini. Intră, nu intră. Oleo, foarte, foarte greu. Nasca de Valverde. Nici nu știu ce să zic. Intră Mascherano. Incredibil. Foarte, foarte multe. Foarte multe idei și opțiuni. Și trebuie să vedem. Nu știu. Trebuie să calculez. Bă, mai rău ca la matematică la bac. Jur. Cam ăsta a fost episodul pentru astăzi. A fost obositor, a fost mult, a fost lung, 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 lung de tot. Dar a meritat. A meritat din plin, jucători peste jucători. Acum trebuie să schimb toată echipa, trebuie să mă gândesc ce cum unde pun. Oh la la. Foarte greu, foarte greu. Până data viitoare, nu uitați să apăsați pe butonul de like, scrieți în comentarii ce jucători ați prins și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao.